rușine este foarte greu de suportat, așa e. But our Lord shows us how to treat it. Dar Domnul nostru ne învață cum să o tratăm. You see, for the cross, he gives the shoulder. Deci pentru cruce, el a dat umărul. Endures it and lifts it up. A rezistat, ținându-o sus. But for the shame, he gives the foot. Dar pentru rușine, el a dat piciorul. And he steps over it. Și a călcat peste ea. He despises the shame. A disprețuit crucea. And he says, this is the only way to continue the race. Și asta e singurul fel în care poți să continui cursa. I know and I hear it from many. I used to be like that and sometimes I am. Am fost și eu câteodată așa și aud de la mulți că sunt. It's hard to listen to a ridicule. Este foarte greu să asculți când cineva își bate joc de tine. Or to a sarcastic remark. Sau la niște vorbiri sarcastice împotriva ta. But let me ask you, how often does ridicule make you bleed? Dar mă întreb eu, de câte ori aceste sarcasme au făcut să sângerați? And how often does a sarcastic remark make you die? Și de câte ori aceste remarci sarcastice au făcut să muriți? We have put up with some and we will put up with some more. Noi va trebui să rezistăm la unele și la mai multe chiar. But Jesus with a glorious spirit remained unprovoked by whatever those remarks were given to him. Dar Domnul Iisus rămâne neschimbat cu toate aceste insulte care au fost. And as our pattern we need to do the same. Și ca model pentru noi trebuie să facem la fel. Brothers and sisters, I say close your ears to the bad remarks of the ungodly people around us. Fraților și surorilor, închideți-vă urechile la vorbele rele care le auziți. Ignore the ridicule. Ignorați pe. Despise the shame. And run. Și alergați. Toward Jesus, the author and the finisher of our faith. Către Domnul Iisus, inițiatorul și sfârșitorul. And I say, keep running until you are with Him. Și continuați alergarea până veți fi cu El. Until you reach the end. Până când ajungeți la capăt. Only then should you rest. Numai atunci o să așteptați să vă odihniți. When we are seated with Him at the right hand of the throne of God. Când vom sta împreună cu El la dreapta scaunului de Domnia lui Dumnezeu. A runner should never sit down during the race. Un alergător niciodată nu trebuie să stea să odihnească în timpul cursei. The only place of rest is at the end of the race. Singurul loc de odihnă este la sfârșitul cursei. Brothers and sisters, Satan always tricks us with moments of rest during the race. Satan întotdeauna caută să ne înșele cu motive de a ne opri în timpul cursei. Satan will say, here's a rocking chair, relax, take it easy. Satan zice, uite, aici este un scaun frumos, zice, odihnește-te. We hear it from unsaved people around us. Relax, why are you so serious? Alții necredincioși spune, mai relaxați-vă, ce e toate lucrurile chiar? Take a break. Ia mai o pauză. I want to tell you the answer should be no. Și răspunsul nostru trebuie să fie tot. I will not take a break now. I am running the race. Nu vreau să iau nicio pauză. Eu alerg alergarea mea înainte. I will only rest at the end of the race when my Savior, where my Savior is seated, there I shall sit down. Mă voi odihni numai când voi ajunge la Domnul, acolo lângă El, acolo voi sta. The same way He ran it, so should we run it. Cum a alergat El, așa să alergăm și noi. There is no pausing in Christianity. Nu este întrerupere în creștinism. And off and on Christianity is a false Christianity. Creștinul care este când creștin, când nu este creștin, este un creștinism fals. Christianity is a race without stopping or ceasing until the end. Creștinismul este o cursă fără opriri până la sfârșit. We must practice daily obedience. Trebuie să ascultăm, să practicăm ascultarea zilnică. Daily holiness. Sfințenia zilnică. And daily service. Și slujirea zilnică. And people are tricked by those traps of Satan will become shelved and useless in the kingdom of God. Și cei înșelați vor, de Satan vor fi nefolositori pentru împărăția. Unfortunately, I've seen this happen many times. De nefericire am văzut lucrul ăsta întâmplător. Especially with unequally yoked marriages. În special în căsătorii inegale. Or compromising positions in life. În care oamenii au poziții de compromis. Or prophets that do not bring glory to God. În practici care nu aduc slavă lui Dumnezeu. But I'm going to tell you, when people are trapped there they fall asleep. Și oamenii care sunt prinși în aceste curse rămân în somn. And they are out of the race. Adormiți și ies din cursă. So we must copy His pattern. Trebuie să urmăm modelul Domnului Iisus. His motive. Motivația lui. His endurance. Rezistența lui. And His perseverance till the end. Perseverența lui până la sfârșit. And then He should be the goal finally Himself. El va fi scopul nostru final. Jesus is our goal. Domnul Iisus este scopul nostru. The greatest prize is Jesus. Cel mai mare premiu este Domnul Iisus. What I want to be like is like Jesus.
Așa cum aș vrea să fiu este ca și Iisus. I'm aiming every day to become closer to Jesus. În fiecare zi doresc să fiu cât mai aproape de Iisus. I'm running not towards something but towards someone. Nu alerg către ceva. Every day I want to learn more about him. Către cineva, vreau mai mult să-l știu pe el. I remember when somebody told me, didn't you get enough reading this book? Cineva m-a întrebat pe mine, n-ai citit tot destul în cartea asta? He was an unbeliever. Era necredincios. I tell you, whoever has continued to read this book all his life, cineva care continuă să citească Biblia toată viața, and for all eternity, pentru toată veșnicia, will only have taken a cup from a great ocean of that Jesus. Nu ia decât un singur pahar din tot oceanul care este Domnul Iisus. You'll never get enough of him. Nu vei avea niciodată prea mult de el. There's more of him the more you dig. Cu cât sap mai mult, cu atât descoperi mai mult din el. And the more you look unto him, you become like him. Și cu cât privești mai mult la el, cu atât devii mai mult ca el. The Bible says 2 Corinthians 3:18. La 2 Corinteni 3:18 spune. But we all with unveiled faces. Noi toți privim cu fața descoperită. Beholding as in a mirror the glory of the Lord. Ca într-o oglindă slava lui Dumnezeu. Are being transformed into the same image from glory to glory. Și suntem schimbați în același chip al lui din slavă în slavă. I say keep on looking. Și vă spun, priviți la Domnul Iisus în continuu. Keep on running. Continuați să alergați. Until you're finally with him. Până când la sfârșit veți fi cu el. And it's not going to be that long but from now. Și nu mai e mult de acum. I want to comfort you and cheer you, brothers and sisters, with the thought we're not that far. Vreau să vă spun această mângâiere că nu mai suntem departe de venirea. Many times when I was riding in a plane during the fog, and the plane is doing a landing, many times I would think the ground is very far. But suddenly, the lights of the runway become evident. And suddenly you feel the wheels of the plane touching the ground. I thought it was far, but it wasn't. Dacă erau departe, nu se mai auzea roțile. And so it is with heaven. Și așa este cu cerul. I want to tell you, this is not a prophecy, but it is a reality. Perhaps many of us next week will be with our Lord on the throne. Poate că săptămâna viitoare noi, mulți dintre noi, vom fi cu Domnul. Maybe in a month, maybe in two, maybe in a few days, I don't know, but many from this congregation might very well be with the Lord soon. Poate într-o lună, poate două, poate o zi, nu știu, mai devreme, mai târziu, mulți dintre noi vom fi cu Domnul. Are you afraid of that prospect? Vă temeți de momentul ăsta? I'm sure you're not. Cred că nu o să vă temeți. An heir of heaven always says, let it happen, I want to be with my Lord and Savior. Și dorința noastră este cât mai repede să fiu cu Domnul și Mântuitorul. So friends, let us continue this because so many of people have gone before us. Deci haideți să continuăm această cursă. Atâția înaintea noastră au mers. They have landed on that celestial runway. Ei deja au aterizat pe terenul ceresc. And they're waiting for us. Și ei ne așteaptă acolo. But the best part, the Lord himself is waiting for you. Și cea mai bună parte este că însuși Domnul ne așteaptă. He's waiting with a crown in his hand. Ne așteaptă cu coroana în mână. And you will hear from his lips, well done, și din beloved and faithful servant. So I say, let us run. Bine, rog, bun și credincios. Looking unto Jesus, să alergăm privind la the author autorul and the finisher of our faith. Și desăvârșitorul credinței noastre. Amen. Amen.